După ce Agenția Națională de Integritate a găsit mai mulți consilieri locali și județeni incompatibili și aleși locali Rămășcani au început să studieze mai bine legea, uneori prea bine. Așa se face că, de câteva ședințe, cel puțin trei dintre consilieri, membri în adunările generale sau consiliile de administrație la spital sau locato, nu participă la vot de teama incompatibilității. Secretarul municipiului spune că i-ar putea participa la vot pentru că nu au un interes neapărat direct, dar că legea este interpretabilă oricum. Din punctul meu de vedere, nu era nicio problemă dacă vota și domnul Andi și domnul Achilivaie pentru probleme legate de spital. Dar, cum legea poate fi interpretată, poate exista surpriza ca cineva să aibă o altă interpretare și să constate